Într-o atmosferă încărcată de entuziasm și curiozitate, comunitatea din Sân Mare a fost invitată să celebreze spiritul aventurii și descoperirii de sine prin participarea la lansarea cărții Mem You Like Big Fish: 25 de zile prin India, scrisă de autoarea de origine locală Romina Matei. Evenimentul s-a desfășurat seara la ora 18 la Castelul Naco, joi 18 ianuarie. Romina Matei, cu rădăcini adânc fipte în orașul Sfânt Nicolau Mare, și-a împărtășit cu cititorii săi experiența de 25 de zile în India, o călătorie care i-a schimbat percepția asupra timpului și a vieții. Înspre mine, doamna profesoară care mi-a dat, de la ea am dragostea față de India, ea a descris foarte bine momentul în care am decis în mintea mea să aleg drumul, să mă duc înspre India și înspre mine. Pentru că alături de ea, la orele de română, de fapt, au început călătoria înspre mine, încă din liceu. Și mă bucur mult să văd, să o am și pe doamna diriginte aici în sală și dacă mai sunt și alți profesori, să nu vă subestimați niciodată puterea pe care o aveți în momentul în care lucrați cu tineri, cu copii. Pentru că deschideți porți la care poate nici ei nu știu că au acces. Și mă bucur și să văd că avem copii în sală. Sper că încă mai aveți atenția pornită pentru că acolo văd că se dă din cam, mulțumesc mult, să nu uitați să visați, pentru că asta e foarte important. Cred că pentru mine, de aia am scris cartea, pentru că a fost un vis de al meu. Și mi-am zis, am puterea să-mi realizez visul. Și India în sine, de aceea m-am dus în India, apropo de ce m-am dus în India, și să mă caut pe mine într-un fel, dar și să Vorbesc despre puterea de a, realiza, de a ne realiza propriile vise. Indiferent ce vrem, că, că vrem să uh, călătorim, să vedem lumea, că vrem să avem bani, că vrem să devenim, nu știu, oameni înalți, orice visăm, să credem în vise. Uh, India pentru mine a fost uh, grea. A fost foarte grea. O să, dacă uh, invitația mea oricum este să citiți cartea, dar, și dacă nu o citiți, vă spun eu de pe acum: India nu este o țară foarte ușor de digerat, din mai multe puncte de vedere. Cartea sa, un omagiu adus curajului de a explora necunoscutul și de a urma visul unei călătorii transformatoare, este dedicată tuturor celor care simt frica de necunoscut când vine vorba de urmărirea viselor lor, dar și prietenilor care au fost mereu curioși să audă despre experiențele sale. Într-un cadru sincer și personal, autoarea a vorbit despre propria sa transformare, de la o copilă retrasă și o adolescentă rebelă, la o călătorie pasionată și dedicată. Cartea explorează nu doar frumusețea și complexitatea Indiei, ci și felul în care călătoriile ne pot schimba și ne pot îmbogăți sufletul. Am avut cumva 12 luni la dispoziție să-mi pregătesc călătoria cu planuri, cu tot ce, cu ce trebuie. Viața mea a fost foarte uh, surprinzătoare uh, în acel an și n-am am ajuns să pregătesc nimic. Am uh, lăsat totul pe ultima sută de metri, ceea ce nu vă sfătuiesc dacă vreți să plecați în India, nu faceți asta. Uh, și atunci, în momentul în care mi-am dat seama că se apropie călătoria și eu trebuie să plec și n-am nimic pregătit, am reușit să fac foarte puține lucruri de pregăteală și să-mi setez foarte puține obiective, de fapt. Și în momentul când am intrat în India, până în momentul în care totul a mers bine, până am ajuns să îns... ies din metrou. În momentul în care am ieșit din metrou și m-am confruntat cu realitatea din India, la fel cum am menționat și aici, șobolani, rișcă, mirosul și așa mai departe, în momentul ăla toate planurile mele s-au redus la zero. Și a fost un moment de reconstrucție. Și mi-am dat seama că, cel puțin, călătoria mea cu India sau relația mea cu India nu se poate face prin obiective. Evenimentul a fost îmbogățit de intervențiile doamnei Ramona Lungu și ale domnului Daniel Spătaru, oferind o seară plină de inspirație și dialog cultural. V-aș invita să fiți cu sufletul alături de această fică Nicolaului, care cu imensă smerenie și cu infinită dragoste, a acceptat, finalmente, să-și lanseze cartea și însă în Nicolaul Mare, ea fiind o fica să Nicolaului. Să ne închipuim că mergi pe un bulevard mare a unei metropole și uh, uh, e plin de șobulani în fața ta, ceea ce este o normalitate, da? Deci este un lucru un pic șocant, nu, nu toți dintre noi am putea față, face față acestui șoc și să ne mai punem și să ne să scriem memoriile și ulterior să fim atenți și ce simțim și să expunem lucrurile astea <fie> într-o carte asta, asta am apreciat la, la Romina uh, face călătorii și la monumente celebre da? Taj Mahal, dar iarăși nu ni-l prezintă așa cum uh, vedem la un simplu reportaj turistic sau la într-un ghid turistic nu uh, combină planul ei personal. Comunitatea din Sănicolau Mare a răspuns prezent în număr mare, demonstrând sprijinul pentru o autoare locală și celebrând împreună puterea călătoriei și a descoperirii de sine.